Toți aceia care caută adevărul trebuie să fie la fel de atenți precum arheologii. Gunoiul și murdăria tradiției, mizeria păgânismului, a îngropat multe adevăruri frumoase. Pentru ca să spele cu grijă, lăsând deoparte eroarea astfel încât adevărul să fie descoperit, restaurat la gloria sa de plină, este nevoie de un mare efort de atenție. Singurul principiu pe care toți căutătorii adevărului trebuie să-l păstreze în mintea lor este că adevărul nu se va contrazice. În cazul în care un pasaj din Scriptură pare să contrazică un alt pasaj, este o invitație clară, sapă aici, există mai mult adevăr ce trebuie să fie descoperit, care va împăca neconcordanța. Un astfel de domeniu al Scripturii care a nedumerit mult timp cercetătorii Bibliei sunt afirmațiile din Matei, Marcu și Luca, care par să fie în dezacord cu afirmații clare din Evanghelia lui Ioan. Oamenii de știință se referă la Evangheliile lui Matei, Marcu și Luca ca fiind Evanghelii sinoptice din cauza marilor asemănări în detaliile fiecăreia, precum și ordinea evenimentelor datate. Cea de-a patra Evanghelie, Ioan, diferă în unele indicații. Nicăieri nu este această aparentă diferență mai evidentă decât în consemnările cu privire la Paștele Răstignirii. Cele trei Evanghelii sinoptice toate par să fie de acord la o dată pentru Paște, care este diferită de cea dată în Evanghelia lui Ioan. În realitate nu există nicio neconcordanță. Adevărul niciodată nu se contrazice. Este adevărat că în această viață nu toate întrebările vor primi răspuns. Yahua nu elimină toate motivele de îndoială pentru că el apreciază libertatea personală. El nu va forța pe oameni să creadă dacă nu vor să creadă. Astfel vor exista întotdeauna cârlige pe care cei care nu doresc să creadă să-și agațe îndoielile lor. În aceste aspecte este privilegiul credinciosului să-și exercite credința în cel care niciodată nu minte. Acestea fiind spuse, o examinare atentă a probelor dezvăluie armonia tuturor celor patru evanghelii. Fiecare evanghelie oferă piese ale puzzle-ului care, atunci când sunt corect înțelese, dovedesc că nu există nicio contradicție. Textele care au condus la confuzie mulți oameni sunt Matei 26:17 și în prima zi a zimelor, discipolii au venit la Iahușua spunându-i: unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștele? Marcu 14:1. După două zile era sărbătoarea Paștelui și a azimilor și preoții de seamă și scribii căutau cum să îl prindă prin viclenie să îl ucidă. Luca 22:7. Atunci a venit ziua azimelor în care Paștele trebuia să fie înjunghiat. Confuzia apare atunci când textele de mai sus sunt comparate cu relatarea lui Ioan cu privire la ultima cină, așa cum este scris în Ioan 13. Iar înainte de sărbătoarea Paștelui, când Iahușua a știut că i-a sosit timpul ca să plece din această lume la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Aici, ca și în toate celelalte puzzle-uri biblice, Scriptura ne oferă răspunsul. Legea lui Moise, pe care dătătorul legii Iahușua a păstrat-o în mod desăvârșit, prevede în mod clar timpul, datele, atât pentru Paște, cât și pentru sărbătoarea azimelor. În ziua a 14-a a primei luni din luna întâi, pe înserat, sunt Paștele lui Yahua. Și în a 15-a zi a aceleiași luni este sărbătoarea azimilor lui Yahua. 7 zile trebuie să mâncați azime. În ziua întâi să aveți o adunare solemnă sfântă, să nu faceți nicio lucrare de servire în ea.
Acest pasaj atribuie în mod clar două date diferite pentru cele două sărbători religioase. Paștele în 14 Abib, prima zi a sărbătorii a zimelor 15 Abib. Ioan 13 spune simplu, acum, înainte de sărbătoarea Paștilor. Sinopticile par să contrazică chiar și datele din Levitic. Matei, și în prima zi a azimelor, ucenicii au venit la Iahușua, Marcu. După două zile era sărbătoarea Paștelui și a azimilor, Luca. Atunci a venit ziua azimelor în care Paștele trebuia să fie înjunghiat. La asamblarea diferitelor piese ale adevărului acestui puzzle biblic, trebuie să fie păstrate datele pentru Paște și sărbătoarea azimelor, așa cum sunt date în Leviticul 23. Acestea oferă granița puzzle-ului. Ele nu pot fi înlăturate. Astfel trebuie să fie furnizată o altă explicație pentru care sinopticii par să plaseze Paștele și în prima zi a azimilor în aceeași zi.